Eu cum a fost pe scenă la Forța Azul? Wow! De obicei, concertele țin 45 de minute. În 10 minute când am stat acum pe scenă, am obosit de 4-5 ori mai mult decât obosesc la un concert normal, care ține mult mai mult. Am încercat să dau tot ce e mai bun, la fel și Renato, și probabil publicul a primit ce am avut noi de transmis. Ai adunat cele mai bune piese ale tale, nu? Ai făcut așa? Eu așa consider că au fost cele mai necesare piese. Te-am văzut aici cu părinții care te susțin și merg mereu așa cu tine. I-am văzut și la mare la tine pe Instagram și cu Alexia. Fosteți așa mereu ca într-o familie, nu? Da, suntem foarte uniți. Părinții mei sunt mereu cu mine, chiar dacă suntem despărțiți de 400 ceva de kilometri, pentru că la București, dar mereu merg după mine, încearcă să mă prindă de urmă și să îmi fie alături mereu. Cum îi răsplătești tu așa că sunt alături de tine? Știu că ai făcut cadou tatălui tău acum ceva timp o mașină. Obișnuiesc să le faci des astfel de dar? Nici nu contează pentru ei treaba asta. Contează să fie lângă mine și să vadă ce au reușit să facă în ăștia 24 de ani din mine, pentru că datorită lor sunt aici. Sunt tare mândri, cred. Sunt mândri de mine și eu încerc să le ofer cât pot eu de mult. Voi ați avut așa mai multe aniversări. A fost ziua Alexei, apoi ziua ta sau invers, că le-am încurcat. Cum faci tu să ascunzi cadourile de Alexia sau când vrei să-i faci surprize, cum se întâmplă? Le comand pe internet și aștept să treacă ziua ei ca să nu le caute nicăieri, după care vin și îi dau cadou. Da, luna august este o lună destul de grea pentru noi, pentru că avem foarte multe zile de naștere și din păcate luăm câteva kilograme în plus, că mai mâncăm un alta, mai bem un alta și așa se întâmplă. Am luat 8 kg în august. 8 kg în august? 8 frumoase. De ce? Bine. Deci te-ai răsfățat așa? Da, m-am răsfățat. Acum începem din nou, simt serios, să punem... Ești tare la sală? Vrei să le dai jos sau cum? Oricum dau foarte repede jos. Mă descurc. Dacă stau 2 săptămâni liniștiți și îmi fac cardio de zi cu zi și dieta corespunzătoare, este ok. Ai avut timp de vacanțe? V-am văzut pe iaht, parcă în Grecia, și ai mai vrea sau... Aia a fost o mini vacanță. Am fost în Santorini pentru 3 nopți atât. Aia a fost singura vacanță de vară. Urmează sau nu mai ai timp? Nu am timp. Noi mergem în vacanțe de obicei în iarnă, în ianuarie, februarie. În rest nu avem cum să mergem. Chiar avem foarte multă treabă aici. Dacă nu sunt concerte, sunt zile de studio, sunt sesiuni. Dacă nu sunt sesiuni, sunt alte lucruri care tot de muzică țin și vreau să fiu cu capul pe umeri și cu picioarele pe pământ. Mai sunt câteva luni din anul ăsta. Ți-ai îndeplinit targetul așa sau mai îți dorești să faci ceva până la sfârșit? Mai urmează să mai ascult o piesă. Piesă bombă. Să vă țineți bine. O singură întrebare. Ce e necesar în relația ta cu Alexia? Tot, mă, nu contează. Iubirea. Atât. Am văzut că vă iubiți mult, sunteți așa foarte uniți. Nu v-au despărțit invidiile sau, nu știu, prietenii vă sunt alături? Nu există, nu. Suntem doi oameni care știm ce vrem de la viață, știm ce vrem unul de la celălalt și ne cunoaștem destul de bine ca să mai existe deja. Mă concentrez și la ce vorbesc cu băieții aici pe scenă. Cum te vezi tu în relația asta peste 5 ani? Același. Păi avem 7, încă 5, de acum acolo nu văd mare lucru schimbat sau diferit. Suntem aceiași.